Interviurile Digi24.ro, domnilor, domnilor, sunt Alexandru Rotaru, bună ziua și bine v-am regăsit în platoul interviurilor Digi24.ro. Este domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Grosu, vă mulțumim tare mult pentru că ați găsit timp în agenda, o agenda extrem de încărcată acum la București, în cadrul Congresului PPE, cel mai important eveniment din acest an, cu siguranță politic și dumneavoastră aici, sunteți printre invitații de onoare ai Congresului în contextul în care Republica Moldova face demersuri extrem de aprige și puternice în calea sa către Uniunea Europeană. Ce înseamnă acest congres pentru dumneavoastră și care sunt țintele cu care ați venit de la Chișinău? Suntem parte a familiei politice europene, Partidul Popular European. Suntem membri, participăm la procesul de luare a deciziilor în contextul alegerilor europarlamentare. O să participăm și noi în sensul, o să ajutăm colegii noștri pentru aceste alegeri și o ocazie foarte bună de a vorbi o dată în plus despre Republica Moldova, despre aspirațiile noastre de integrare europeană, condițiile în care ne aflăm acum, să informăm omologii noștri colegii noștri din prima sursă despre ambițiile noastre, pentru că suntem porniți pe o ritm așa, mai accelerat în procesul de negociere. Suntem într-un an electoral și noi, avem alegeri prezidențiale în toamnă și un referendum la fel în toamnă. Cu alte cuvinte, este un an încărcat, plin de evenimente și evenimentul de la București, toată, citeam titlul, toată Europa vine la București, zilele astea, da, pe bune. Este o ocazie ideală pentru noi să ne întâlnim cu prim-ministrii, președinți, omologi, președinții de parlamente pentru a discuta și a face un schimb de opinie. Domnule Grosu, aș vrea să vorbim mai aplicat și despre alegerile din Republica Moldova, Bun. dar până atunci, ținta Republicii Moldova, care este privind aderarea finală la spațiul comunitar, adică calitatea... Orizontul sau ce aveți în vedere? Care este punctul în care, anul în care vreți ca Republica Moldova... Bine, despre an, doamna președintă a anunțat 2030, este un orizont pe care noi ne-l ne ne am propus, eu uh, susțin acest, această țintă, uh, dar în același timp am spus colegilor și spun tuturor: uh, noi o să ne ambiționăm uh, să grăbim procesul. Uh, și spun lucrul ăsta pentru că, cu tot respectul față de țările care au parcurs uh, această etapă, um, părerea mea că acum Republica Moldova, uh, Ucraina, Europa, Estul Europei, Trăiește o dinamică și o, evenimentele se schimbă cu o viteză care n-a mai fost până acum, 10 ani. Deci trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim oportunități și în această situație dificilă. Și noi cred că am realizat lucrul ăsta din 2022 până, până acum, bine, cu succes. În 2022 amintesc că am obținut statutul de țară candidat și în 2023, decembrie, deschiderea negocierilor și aici mulțumim celor 27 de state și în special României, care a, de fiecare dată a fost și este avocatul nostru. Înțeleg corect, spuneți că dumneavoastră personal credeți că Republica Moldova va deveni partea a Uniunii Europene înainte de 2030? Eu mă ambiționez să grăbesc procesul și să motivez și colegii și cetățenii ca să ne mișcăm mai repede, hai să o spunem așa, mai simplu. Domnule președinte, în contextul alegerilor și a țintei Republicii Moldova de a merge către Uniunea Europeană, am văzut din ce în ce mai multe analize care vorbesc cu îngrijorare despre ceea ce ar putea face Rusia în Republica Moldova sau ce încearcă să facă Rusia în Republica Moldova. E un subiect care, cu acceptul dumneavoastră, vreau să-l dezvoltăm puțin Por. mai pe larg. Alegeri prezidențiale și un referendum crucial pentru Republica Moldova care ar stabili clar direcția Republicii Moldova definitivă printr-un referendum național. Institutul pentru Studiul Războiului, dar și ziarele internaționale vorbesc de intensificarea războiului hibrid al Moscovei la Chișinău, prin acțiuni de destabilizare. Înainte de războiul hibrid, însă, aș vrea să clarificăm câteva detalii despre cele două evenimente de săptămâna trecută majore din punct de vedere a unor lideri de acolo, mai exact așa numitul Congres a așa numitelor deputați din Transnistria și vizita Bașcanului Găgăuziei la Moscova. Două regiuni, una aflată sub controlul direct al Republicii Moldova, adică Găgăuzea, cealaltă fiind separatistă din 1992. Ce înseamnă aceste mișcări, domnule Grosu? Încearcă Rusia să se dezbine Republica Moldova la propriu? Rusia nu a încetat niciodată să, să perturbeze activitatea procesului în Republica Moldova și miza principală a Rusiei este să, o țină, să o țină Republica Moldova cât mai departe de România, cât mai departe de Uniunea Europeană așa-numitul numit, așa concept, zona lor, de zona Rusiei da. de interes, de influență. Și Rusia tot timpul a încercat să se înconjoare cu teritorii în care nu au loc, nu se dezvoltă procese democratice, nu sunt societăți democratice, pentru că asta reprezintă un pericol pentru Rusia. La modul practic, imaginați-vă o societate sau o țară în care au loc alegeri corecte, crește standardul, nivelul de viață, dezvoltă infrastructura, au loc procese de integrare europeană, versus Rusia, peste cotar, care nu pot să pui un zid, ca in, să nu fie penetrat de știri, de vizite, da. de, 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 de da, relații umane, care ar vedea în proximitate, domnule, uite, da, acolo lumea trăiește lumea, acolo pentru Când un like pentru un like pe facebook sau pentru o foaie de hârtie pe care scrii nu războiului nu faci pușcării, elementar copiii nu sunt dispărțiți de, da. de, de, luați din familie și Rusia se teme de astfel de societăți de astfel de proximități de aici toate încercările, ați menționat cei ce s-a întâmplat la Tiraspol, ce a făcut. Da. Așa. În ce notă trebuie să vedem acel eveniment? Este o parte din războiul hibrid, este, este o parte de destabilizare. Da, Este o parte din războiul hibrid, este o parte și din ceea ce numesc ei, dar nu sunt, alegerile care trebuie să aibă loc în, în Federația Rusă. Da, pentru care nu au să aibă nicio surpriză pentru, pentru nici pentru ruși, nici pentru da. restul lumii. Deci face parte din această orchestrare. Cei de la așa numitele autorități de la Tiraspol au ținut să amintească că există, să se victimizeze, pentru că Republica Moldova aplică foarte consecvent reforme, reguli corecte și egale și pe un mal și pe altul al Nistrului da. și așa mai departe. Aici eu aș vrea să uh, fac o remarcă și profit de, de, da. de ocazie sunt, sunt la dumneavoastră. Uh, scopul a fost unul propagandistic din partea rușilor, din partea Kremlinului să încerce să isterizeze uh, societatea, în, uh, să destabilizeze societatea în Republica Moldova și să readucă în atenție uh, Transnistria. Da. Formatul 5 plus 2, care noi am spus uh, foarte clar, nu poate fi reanimat pentru că din format face parte un stat agresor și alt stat care suferă de pe urma agresiunii. Uh, trebuie da, să recunoaștem Da, Rusia și Ucraina Trebuie să recunoaștem că parțial le-a reușit Sincer să vă spun, urmărind uh, Reacțiile din interior și din afară da. Presa internațională Cumva a A Depășit uh, un pic uh, Limitele în sensul că A uh, isterizat uh, și a făcut jocul Pe locuri da, O spun, Federației Ruse Și cumva ecoul s-a dus uh, Adevărul că după eveniment au dispărut majoritatea titlurilor și liniilor da. de atac, de isterizare, că e blocadă, că uh, ai și așa și, și, și mari de capul lor și așa mai departe. Vă spun mai mult ca atât. Agenții economici sau companiile din, din stânga Nistrului, care 70 de procede din tot ce produc, confecționează, se vinde pe piața Uniunii Europene, s-au conformat, Noilor reguli de import-export, care au fost introduse de, de Chișinău la 1 ianuarie, exact la termenul în care a fost introdus. Deci, cu alte cuvinte, da, asistăm la un război hibrid. El uh, capătă o nouă, cum zic eu, formă, uh, pentru că mutează, dar sunt foarte inventivi, folosesc rețelele de socializare, da. uh, tot felul de canale și așa mai departe. Aici trebuie să fim foarte atenți uh, să. Uh, detectăm de la bun început care sunt liniile de atac, pentru că ele de dezinformare nu ne vizează doar pe noi, apropo, vizează și România. Dacă până mai acum câțiva ani proiecția era Republica Moldova-România, de la o vreme noi observăm și o proiecție inverse. Adică ne spuneți că din România se fac jocurile Rusiei în încercarea exact. de a deci Moldova. să are de mai multe detalii. Da, pot, e vorba de partidele populiste, extremiste, care din păcate au prins și în România, și nu doar în România, da. trebuie să să spunem franc, vedem în toată Europa o, așa, un val care crește inclusiv cu ajutorul Rusiei și e vorba de finanțare și e vorba de de platforme pe care le oferă și așa mai departe vizibilitate uh, și de aceea mai observăm și cum zic eu refluxuri care vin și dinspre România spre noi de și zic că e bine să, să analizăm, să fixăm acest început de atac pentru că sunt diferite linii de atac și să le demontăm prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul liderilor de opinie. Recent uh... Republica Moldova a prelungit interdicția de acces în, țară pentru un lider de partid din România. Așa e. Ne puteți da mai multe detalii? Vine nota războiului hibrid. Este un instrument acest lider de partid în încercarea de turnare a căi? Inclusiv, inclusiv acest lider de partid a fost, Uh, și continuă să fie un instrument al Federației Ruse. Deci George Simion este un instrument al Federației Ruse. Uh, a fost și continuă să fie în, uh, și noi o analizăm foarte atent și um, poziția publică și mesajele care le transmite și uh, ceea ce curentul suveranist, așa se numește la dumneavoastră, care nu lipsește nici la noi, da. euroscepticismul sau abordarea asta foarte feroce împotriva tot ce se numește Uniunea Europeană se pliază perfect pe liniile de atac a Federației Ruse, de care au, nu au niciun, nu ascund deja obiectivul de a Diviza Europa, de a căuta aleați în unele capitale, de a căuta forțe politice pe care să le ajute în campanii electorale. În față avem, aveți, bine, avem și noi, da. alegerile europarlamentare. O să. Da, o să urmărim și o să vedem aceste mesaje, nu doar din România, se observă și în aceeași Germania, se observă și în aceeași Franță. Am văzut și în Spania, Spania și în... exact. Deci. Austria, da. Da, Olanda, deci sunt sunt semnale foarte clare și acest personaj nu face excepții din tot acest cor. Sunt obligat de vă să vă întreb domnule președinte, dincolo de pozițiile sale publice, aveți alte argumente în sensul afirmației precum că este Toate argumentele care au fost colectate de-a lungul timpului și analize are loc un schimb de opinii. Așa cu in, între instituțiile da. noastre și instituțiile din România, aici vreau să vă asigur că această cooperare este una foarte bună și atunci când noi considerăm că trebuie să transmitem anumite concluzii. Colegii noștri le fac același lucru le fac și colegii din România către instituțiile noastre. Înțeleg de ce, pe baza informării reciproce, ca să spunem așa, între instituții. Domnule președinte, revenim puțin la războiul hibrid. După momentul așa numitului congres de la Tiraspol, credeți că pe parcursul acestui an vor urma și alte momente de încercare de destabilizare? Nu știu cum să le numesc mai exact. Din Priviți, noi, noi cumva avem deja un, dacă pot folosi termenul, un gen de imunitate. Da. Da. Adică nu suntem la prima experiență din 2020, ca să zic așa, noi avem o experiență bună, iar Rusia are o experiență proastă în Republica Moldova. Din 2020, alegerile prezidențiale, 2021, alegerile parlamentare, 2023, alegerile locale. Ei, în toate aceste alegeri, noi am avut o experiență bună, în sensul da. în care Partida Pro-Europeană cu excepția da. Chișinăului. Cu excepția Chișinăului. Am reușit să luăm un rezultat bun. Da? Partida pro-rusă, pro-Kremlin, a pierdut de fiecare dată. Spun că avem această experiență. Asta nu, nu vreau să induc ideea că suntem relaxați. Da. da. Noi observăm și aici e bine că există această comunicare între noi, între statele membre Uniunii Europene, Uh, Moscova foarte mult a, a schimbat din uh, tactici, din strategii În cazul Republicii Moldova, spre exemplu, uh, a aruncat fardul uh, Vă explic ce am în vedere uh, A bătut palma, dacă până mai de ună zi cocheta mai mult cu partide da. Așa cum sunt ele, cu bune și cu rele, proruse uh, În ultimele alegeri, uh, 20% Trei locale au, au dat fardul jos, au cooptat deschis și grupări criminale, da, și pe care le finanțează, uh, fugari, oligari fugari aflați sub sancțiuni. Apropo, o mare mersi României pentru faptul că ne-a susținut atunci când am promovat ultimul, ultimul pachet de sancțiuni împotriva celor care, împreună cu Federația Rusă, încearcă să destabilizeze situația. Deci, ei, evident că își schimbă tacticile. Scopul principal este să compromită procesul electoral. Cum? Prin coruperea alegătorului. Simplu. Bani care sunt plătiți, bani murdari, bani aduși din Rusia, bani care vin de la oligarhi ruși care sunt într -o, sunt dependenți și bine, colaborează deschis cu, cu FSB-ul, cu GRU, cu serviciul secret de câteva date extrem de alarmante. În campania pentru locale, anumite partide pro-rusă de la Chișinău ar fi aruncat în piață numai puțin de 50 de milioane de euro. Ceea ce este o sumă colosală pentru Republica Moldova. Absolut. Ne întrebăm, știți cumva câți bani este dispus Rusia să, să toarne în partidele pro-ruse de la Chișinău? Uh, bine, noi avem estimările noastre, Serviciul de informații și Securitate a făcut și anul trecut a ieșit cu un raport în care a făcut o estimare da. aproximativ câți bani au fost mobilizați, aruncați în, 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 acest, în acest joc. Uh, da, Rusia o să continuă să finanțeze. Uh, de aia și vă spun metodele de la cele mai, a zic eu, vechi, rudimentare, deja folosesc și tehnologii informaționale și tot ce înseamnă cripto și, și așa mai departe. Este mai brutală Rusia acum Republica Moldova? Este... Da, e mai brutală și e mai, hai, mai, mai, cinică, nu mai ascunde deja, nu mai ascunde agresivitatea. pe, pe de o parte, Asta și le face, face un deserviciu și ne face un serviciu nou, că mai ușor ne vine să explicăm. Da. Priviți fața adevărată a iliberatorului și priviți ce atrocități face Federația Rusă în, în Ucraina, care e vicina noastră. Iar noi ne dorim nu nimic altceva decât să facem parte dintr-un spațiu al păcii. Sau Uniunea Europeană este pacea, este respect pentru viața omului, pentru drepturile da. omului. Dacă spuneam că Transnistria este o regiune separatistă ilegală în Republica Moldova, este clară treaba cu ea, dacă îmi permiteți așa să formulare. În cazul UTAG, uh -huh. așa numită Unitate Teritorială Administrativ Găgăuzia, lucrurile sunt destul de greu de înțeles pentru publicul de aici cel puțin. Este o unitate autonomă care până mai ieri avea un bașcan care a încercat să menține și o relație bună cu România, adică doamna Vlah. Actualul bașcan numit de către oligarhul Șor este vădit pro-Rusia. Mai mult decât atât, a fost la Moscova zilele trecute. Înțelegem că s-a întâlnit cu uh, cei din conducerea statului rus. Ce urmărește acea regiune, domnule Grosu? Vă temeți că ar putea încerca o rupere, o formă de autonomie completă a acea regiune? prin? Nu, nu, nu o să se ajungă, nu o să îndrăznească ei să facă lucrul ăsta. Uh, cei ce s-a întâmplat în, și uh, Găgăuzii, înțeleg foarte bine, uh, pentru că este una ce vorbesc la televizor și alta ce gândesc și vorbesc în, în particular și mai da. discutăm cu ei, evident că în virtutea funcției trebuie să discut cu ei. Nu trebuie să faceți mari iluzii și de precedentul Bașcan, pentru că poziția da. precedentului Bașcan era una foarte pragmatică. Era pro-bani. Pro-bani, exact. Pro-lei românești, pro-dolari, pro-euro dați-ne banii și nu ne întrebați ce facem cu ei. Da, cumva noi da. da și țineți-vă cât mai departe, nu veniți cu limba română a voastră, cu instituțiile românești, cu profesori românești și așa mai departe de limba română. Era o abordare cinică. Acum și la București, și la Bruxelles, și nu doar, s-a înțeles lucrul ăsta. Nu e suficient să se organizeze o primire fastoasă la, la Combrat și după, aia, după plecare să continuă să debiteze propaganda, propaganda, de la Kremlin. În, la moment, în situația actuală, la moment, ei înțeleg că au devenit o ostaticii proprii, cum zic eu așa, neatenții, da, crezând că, domnule, o să-i să să folosim gen, o să-i folosim noi pe acești bandiți al lui în interesul nostru a găgăuzilor. Ei, da. uite că nu merge lucrul ăsta și o să le spunem europenilor, românilor că totul e under control și lăsați că o să fie lucrurile cum au fost. Da. Ei, atunci când vezi această propagandă sau încercarea de a trișa, de a acoperi, de a justifica acele legalități pe care le comit, nu mai ține. De aici izolarea în care a nimerit așa numita conducere, pentru că noi facem diferență foarte clară. Între cetățeni, între primari, care sunt, sunt primari pro-europeni, aleși locali pro-europeni și exponenții care accidental au ajuns în aceste funcții de, de conducere. Deci la Moscova au mers? Pentru că în altă parte nu îi primesc. Deci următoarea destinație fi Iranul, fie Coreea din Nord. Da, cam, cam ăsta e cercul. Păi pe, un, pe unul și Putin poate să circule așa, mai mult sau mai puțin să fie frecventabil. O încercare de a, țineți minte, nu știu dacă a ajuns aici la dumneavoastră, gaz pentru, pe, pe 10 lei. Pentru da, 10 da, lei da. gazul cei ce ar însemna 50 de cenți, eurocenți. Da, vede așa, minciuni, încercare de a. și doar pentru Utagă ul da, vă care este partea Republicii Moldova. Exact. Deci aici e o încercare deliberat da, de a băga uh, un clivaj între cetățenii din Utag și cetățenii din Cahul, spre exemplu, da. un raion cel mai apropiat. Uh, și eu am avut discuții cu, și cu președintele adunării populare și cu alți deputați și întrebam voi vă dați seama că e o încercare deliberată a Kremlinului prin astfel de mere otrăvite se spune, domnule, iată, pentru localitatea asta dăm gaz, facem această pomană, pentru restul cu 800-700-1000 de euro, 1000 de metri cubi. Evident că e, acum bine, nu mai pot folosi această armă, pentru că suntem în regulă cu securitatea energetică, cu gazele, cu electricitatea, da. dar, repet, Federația Rusă o să încerce și alte instrumente. Noi, cum spuneam, avem deja imunitate, nu știm cum să a contracarăm vorbit? și avem și prieteni care o să ne ajute. Doamna președinte, a vorbit anul trecut despre o tentativă de lovitură de stat la Chișinău. Inclusiv acest instrument este în această plajă de instrumente pe care le folosește Federația Rusă în încercarea disperată de a-și plasa oamenii la conducerea Republicii Moldova. Anul trecut, da, a fost această tentativă. Au fost și indivizi care au vizitat, hai zic, Republica Moldova, făcând anumite lucruri premergătoare, da. să le numesc așa iarăși la timp instituțiile noastre au aflat despre acest lucru au întreprins acțiunile necesare acum ei nu sunt în această situație noi nu vedem pericole pericole de ordin militar direct asupra Republicii Moldova nu există și aici un mare un mare respect ucrainenilor care țin pe ruși de parte de, de Republica Moldova dar rămân pericole de ordin hibrid Dezinformarea, care vă rog și vorbesc și cu omologii mei și o să vorbim și la Congres, nu trebuie să subestimăm pericolul acestui tip de război. Războiul convențional, da, el există, dar uh, damage sau pericolul pe care îl poate cauza un război informațional e mult mai mare pentru că el uh, slăbește încrederea cetățeanului în instituțiile statului propriu. Aici e miza cea mai mare a... și în procesele democratice, cum ar fi alegerile. Aici e miza Federației Ruse: să nu există încredere în poliție, în armată, în serviciile statului, în președinte, în Parlament și atunci, pe fundalul acestei neîncrederi pe care ei încearcă să o vinând cu modelul lor un țar, un dictator care uh, gândește de pentru toți, care hotărăște destinele tuturor. atât, două, două modele total diferite. E cel mai mare pericol în 2024 războiul informațional? Uh, nu doar pentru Republica Moldova, uh, cumva războiul informațional o să fie vârf de lance, zis zic așa, a, și a Rusiei și a altor dictaturi din care sunt în văd un da, o concurent în Uniunea Europeană. Da, rețelele de socializare și aici o, o mare discuție și Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai insistentă și mai, mai, mai dură pe poziții în raport cu cei mari, cele mari rețele de socializare care trebuie să înțeleagă, să existe un echilibru între guana pentru profit și cu rectitudinea și impactul pe care îl poate avea dezinformarea spre cetățenilor. Sunt foarte curios să urmărim și discuțiile de la PPE în acest context. Domnule președinte, ultima întrebare For în rup. contextul discuției războiului hibrid. Am văzut poziții din ce în ce mai agresive din partea Moscovei, de această dată chiar prin diplomația sa, așa numită diplomație sau ceea ce cândva a fost diplomație. Dacă Maria Zaharova a venit zilele anterioare cu câteva repicite ioase după congresul, așa numitul congres de la Tiraspol, acum de această dată vedem o declarație directă ministrul de externe a Federației Ruse, domnul Lavrov, care la un așa numit summit în Turcia a declarat că Chișinău urmează extrem de puternic pașii Kievului. Ce înseamnă acest lucru, domnule președinte, și ce ați răspunde lui Lavrov? Eu l-am cunoscut un Lavrov, ca și noi toți, urmărindu-l cu mulți, cu zeci de ani în urmă, care părea a fi un diplomat. Da. Lavrov din zilele noastre nu mai este acel diplomat și nu mai este diplomat, este doar purtătorul mesajelor agresive a unui dictator și criminal de război care se numește Putin. Asta e tot ce a rămas din, din Lavrov, numai acea imagine da, marcată de ani. În rest, mesaje agresive, expansioniste, imperialiste, da, care da, sunt atacuri și nu doar la adresa noastră, atacuri la adresa țărilor baltice, atacuri la adresa României. Se înscrie într-o logică a, a dictatorului Putin uh, și tot ce înseamnă democrație, tot ce înseamnă alegeri libere și corecte pentru acești tipi, acești indivizi, uh, înseamnă un pericol. Uh, și tot ce înseamnă integrare europeană, uh, ei n-au considerat uh, dreptul uh, țărilor cum este Republica Moldova sau altor țări, Ucraina, Georgia la dreptul singure să-și decidă viitorul, din care parte a lumii să facă parte. Răspunsul meu către acest, acest, personaj este foarte simplu. Moldova nu se, duce, nu se duce în Uniunea Europeană. Moldova revine în Uniunea Europeană, pentru că noi am fost parte din Uniunea Europeană. Și istoria ține minte, 1812, atunci când tot acest imperiu da, ne-a rupt din din, din, din trupul Europei. Este decizia noastră, suntem mici, suntem, avem rolul nostru, nu știu, trăsăturile noastre, dar noi cerem și o să cerem continuare să fie respectat dreptul nostru de a alege din care lume să facem parte. Cu siguranță, domnule Grosu, aici la Congresul PPE, colegii dumneavoastră din Uniunea Europeană și nu doar vor veni cu același mesaj. Absolut. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că eu ați dat curs invitație. Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, prezent la interviurile Digi24.ro. Vă mulțumesc tare mult că ați găsit timp în agenda, domnule Grosu. Eu mulțumesc. Domnilor, domnule, eu sunt Alexandru Rotaru, aici interviurile Digi24.ro au ajuns astăzi la sfârșit. Găsiți ca de fiecare dată informații actualizate la minut pe site-ul nostru Digi24.ro. Rămâneți aici!